Eu nu l-aș enerva în locul tău. Crezi că sunt speriată ca Manta? Manta a fost la cheul lui Pavel cât a fost la Academie. De ce l-ați lăsat să se poarte așa? Nu a făcut nimeni nimic? Așa stau lucrurile la Academie. Toată lumea se supune antrenorului, oricât de greu ar fi. Păi, eu nu-i datorez nimic lui Pavel. Pavel e un uotan. E de neoprit cortul. Calcă-l pe bătături și nu o să mai rămână nimic din duhul tău până la sfârșitul cursei.